Dacă te antrenezi în momentul de față și nu faci progrese în masă musculară, cel mai probabil alimentația ta nu este pusă la punct. Și primul și mai important lucru pe care trebuie să-l faci este să începi cu un meniu pentru masă musculară. Nu trebuie să fie ceva extrem de strict, nu trebuie să fie ceva în care stai toată ziua cu cântarul după tine și scântărești toate alimentele, deși este poate indicat să faci acest lucru o perioadă de timp ca să poți să aproximezi anumite lucruri, însă există anumiți pași de bază pe care trebuie să-i urmezi când îți construiești un meniu, un plan alimentar, astfel încât să maximizezi creșterea în masă musculară. Salutare, numele meu este Andrei Marius, sunt fondator Stai în Formă și în ultimii 7 ani am lucrat online cu persoane care au vrut să pună masă musculară, care au vrut să slăbească și care au vrut să se simtă mai bine în propriul lor corp. Nu m-am axat pe culturism, nu m-am axat pe a face ceva de performanță, ci doar de a te antrena pentru a fi în formă, pentru a arăta bine și cel mai important pentru a te simți bine în propriul tău corp. Astăzi am să-ți vorbesc despre cum poți să-ți concepi, cum poți să-ți creezi un plan alimentar, un meniu pentru a te ajuta să progresezi în masă musculară. Și în primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că am o voce puțin răgușită. Este luna decembrie, temperaturile de afară variază destul de mult și acum sunt puțin răgușit. Însă lăsând toate aceste lucruri deoparte, uite ce lucruri mi-aș fi dorit să știu atunci când m-am apucat de sală, când m-am apucat de fitness, când vine vorba de alimentație. Și primul și cel mai important pas când vine vorba de a-ți concepe un meniu pentru a crește în masă musculară este să-ți stabilești necesarul tău protein. Toată lumea știe că ai nevoie de proteine pentru a crește masă musculară, însă foarte multe persoane fac o confuzie între proteina ca și pudră proteică whey și proteina care provine din alimentație. Deși la bază ambele se bazează pe un macronutrient, pe un lucru de care corpul tău are nevoie pentru a supraviețui, dar ai 3 macronutrienți de bază, ai carbohidrați, ai proteine și ai lipide sau grăsimi, însă când îți vorbesc de necesarul tău de proteine zilnic, nu mă refer la pudră. Deși poți să o consumi și pe aceea pentru a avea acel plus sau pentru a-ți atinge mai ușor acel necesar de proteine. Însă, corpul tău are nevoie de proteine exact cum un constructor are nevoie de blocuri de construcție pentru a putea să își ridice o anumită construcție, o anumită casă, să spun. De aceea, dacă scopul tău este să progresezi în masă musculară, să crești, ai nevoie și tu de aceste blocuri de construcție, adică ai nevoie de proteine. Studiile susțin și majoritatea antrenorilor sunt, să spunem, de acord că ai nevoie de undeva pe la 2 grame de proteină per kilogram de greutate corporală. Din punct de vedere biologic, nu ai nevoie atât de multă proteină, poți supraviețui și undeva pe la 1 gram de proteină sau chiar 0,5 grame de proteină per kilogram de greutate corporală, dar doar să-ți menții masa musculară pe care o ai, dar tu vrei să-i oferi corpului tău un mediu cât mai propice pentru a pune masă musculară. Și dacă ai o abundență de astfel de blocuri de construcție în corp, corpul tău va progresa mult mai ușor și va repara mult mai ușor țesutul muscular pe care l-ai distrus în timpul antrenamentului. Așa că dacă aplici regula de bază cu 2 grame de proteină per kilogram de greutate corporală și ai undeva pe la 70 de kilograme, cel mai probabil ar trebui să consumi undeva în vecinătatea a 140 grame de proteine. Și spun undeva pe la pentru că nu este un număr fix pe care trebuie să-l atingi cu strictețe maximă. Dacă ai mâncat mai mult de 140 grame nu se întâmplă nimic, dacă ai avut o zi în care ai consumat undeva pe la 120-110 grame de proteine, nu înseamnă că o să pierzi tot ceea ce ai construit până acum. După ce ai acest număr aproximativ, este bine să-ți împarți acest număr într-o cantitate cât de cât egală la toate mesele pe care le-ai avea pe parcursul zilei. Numărul optim de mese pentru a susține creșterea masă musculară este undeva între 4 și 5 mese zilnice. Însă, contează foarte, foarte mult programul tău zilnic. Dacă vrei să faci din mersul la sală și din călătoria ta în această lume a fitness-ului o chestie pe termen lung, pentru că doar atunci o să vezi rezultate, trebuie să faci în așa fel încât stilul tău de viață și alimentația ta să fie două chestii care se pliază și se complementează una pe cealaltă. Foarte multe persoane renunță la antrenamentele pe care le au, renunță la dieta pe care o urmează, pentru că alimentația lor și stilul lor de viață actual nu sunt compatibile. De aceea este foarte bine să ai o alimentație care se pupă, care efectiv se pliază cu stilul tău de viață actual. Recomandarea mea dacă ești la început este să ai undeva pe la 3 mese principale și încă o gustare pe care le împarți, să spunem, strategic pe parcursul zilei, astfel încât să ajungi la ceea ce se numește sinteză proteică. Sinteza proteică este un termen oleacă științific care se rezumă strict la creșterea în masă musculară. Este procesul prin care fibra ta musculară este recuperată în urma unui antrenament. Pentru că atunci când mergi la sală, distrugi fibra musculară și atunci trebuie să vii cu nutrienți, cu blocuri de construcție, exact cum am spus și înainte, cu proteine, pentru a reface acel țesut muscular și astfel apare procesul de creștere, procesul de anabolism. Deci primul pas ar fi să împarți proteinele pe parcursul zilei, să spunem că luăm în continuare cazul în care ai undeva pe la 140 grame de proteine pe zi, dacă le împarți la 4 mese zilnice, asta vine undeva pe la 35 grame de proteine pentru fiecare masă.
Nu trebuie să fie totul bătut în pui, poți să ai mese undeva pe la 28 de grame de proteine, poți să ai mese undeva pe la 40 de grame de proteine. Apropo, ca o mică paranteză, mitul acela în care nu poți digera mai mult de X grame de proteine la o masă este bullshit. Corpul tău poate să asimileze mai multe proteine, nu înseamnă că le va folosi la fel de eficient, însă nu trebuie să fii cumva limitat, ba mă, 40 de grame de proteine, nu mai pun nimic în plus pentru că voi ajunge oricum să le irosesc. Dar revenim puțin la problema de față, trebuie să-ți împarți acele proteine cât de cât egal pe parcursul zilei. După ce știi exact câte proteine trebuie să consumi, trebuie să știi un număr aproximativ de calorii. Și cel mai optim mod prin care poți să pui masă musculară este să ai un ușor surplus caloric. Și când spun ușor surplus caloric, trebuie să înțelegi că trebuie să fie un surplus mic. Nu ai nevoie de foarte multe calorii, trebuie să mănânci extrem de mult ca să ajungi să pui masă musculară. Pentru că ce se întâmplă? Dacă mănânci foarte mult, dacă surplusul tău caloric este foarte mare, o să crești în masă musculară, dar o să pui și foarte multă grăsime în acest proces. Și după aceea o să vrei să scapi de grăsimea respectivă, pentru că ai spus, bă, am crescut destul de mult, acum vreau să arăt ceva mai bine, vreau să fac o definire musculară, vreau să am un abdomen puțin mai vizibil și atunci o să intri într-o dietă cu un deficit caloric. Și în timp ce ai un deficit caloric, o să vrei rezultate rapide. Și când o să vrei rezultate rapide, o să ai un deficit caloric mare. Și cu un deficit caloric mare ajungi să distrugi masă musculară pe termen lung. Și astfel te chinui foarte mult să pui masă musculară, dar pui și grăsime. Și apoi când vrei să scapi de grăsime, distrugi masa musculară pe care ai pus-o. Și faci un joc de du-te vino în care efectiv bați pasul pe loc și nu progresezi nicăieri. Așa că cel mai bine începe cu un surplus ușor de 100, 200, maxim vreo 300 de calorii pe zi. Vezi cum evoluează greutatea ta corporală, vezi cum arăți în oglindă și cum te simți și în funcție de treaba asta îți reglezi caloriile zilnice. Și că vorbim de calorii, după ce ai optimizat numărul de proteine, trebuie să ai un număr aproximativ de calorii pe care le consumi pe parcursul zilei. Recomandarea mea este să intri pe net, să cauți un calculator de tip TDEE, Total Daily Energy Expenditure, să-ți pui anumite date despre tine, cum ar fi vârstă, sex, înălțime, nivel de activitate fizică zilnic și așa mai departe, și el îți va estima un număr de calorii de care ai nevoie pentru a te menține, pentru a fi la mentenanță. Nu este un număr bătut în cuie, cel mai probabil o să fie un număr care este puțin eronat pentru tine, însă încep cu acel număr, vezi cum evoluează greutatea ta, vezi cum evoluezi în oglindă și în felul în care te simți și în funcție de aceste lucruri începi să variezi acel număr. De exemplu, dacă vezi că ai o creștere prea mare în greutate sau începi să te îngrași, înseamnă că trebuie să mănânci mai puține calorii. Dacă vezi că începi să urmezi acele calorii și ți uci din grăsime și devii din ce în ce mai definit sau poate greutatea ta începe să scadă, cel mai probabil trebuie să mănânci ceva mai mult. Din păcate, nu avem niciun mod precis prin care putem să aproximăm numărul de calorii pe care le ardem în parcursul zilei, nici o brățară Fitbit, nici un ceas Apple Watch, nici o aplicație nu poate să estimeze exact numărul de calorii pentru că variază incredibil de mult. De la felul în care corpul tău produce căldură, la ce alimente consumi și cum funcționează digestia ta, toate procesele metabolice din corpul tău, ce tip de antrenament ai, câți pași faci zilnic, foarte, foarte mulți factori, până și temperatura de afară, poate să influențeze câte calorii arzi parcursul zilei. Dar este bine să ai un număr cât de cât aproximativ ca să știi de unde pleci. După ce știi câte proteine să consumi și cam câte calorii trebuie să consumi, trebuie să începi să ții evidența. Asta înseamnă că va trebui să faci câteva sacrificii. În primul rând va trebui să îți iei un cântar de bucătărie și să fii cât de cât atent la ceea ce consumi. Nu spun că trebuie să te comporti exact ca un culturist, să faci totul efectiv la gramaj perfect, dar este foarte important să te folosești de o aplicație cum este MyFitnessPal sau alte aplicații în care poți să spui cantitatea de mâncare pe care o consum și ea să-ți ține evident, efectiv evidența caloriilor, evidența proteinelor, evidența tuturor nutrienților pe care îi consumi, măcar pentru o perioadă de timp. Pentru că dacă faci treaba asta undeva pe la 2-3 săptămâni, ceea ce în opinia mea oricine poate să facă, o să începi să-ți aproximezi mesele pe care le consumi. O să știi cum arată 40 de grame de proteine din pui. O să știi cum arată o porție de orez de 100 de grame. O să știi cum arată legumele și cam câte calorii sunt în ele. O să observi cât de multe calorii sunt adăugate doar din alimentele grase pe care le consumi. Și o să începi să ai o înțelegere mult mai profundă a felului în care te alimentezi și felul în care interacționezi cu mâncarea pe parcursul zilei. După ce îți faci o idee generală și știi cam în ce direcție trebuie să mergi, poți să renunți treptat la cântar și să începi să te bazezi doar pe un plan alimentar care este cât de cât ochiometric, pentru că vei ști deja ce alimente să consumi, vei ști deja cam ce cantități vei avea din punct de vedere vizual și astfel vei putea să progresezi pe o perioadă mai lungă de timp fără să stai continuu să-ți cântărești mâncarea pe care o ai, să-ți aproximezi caloriile și tot felul de astfel de chestii. Mai ales când scopul tău este să crești în masă musculară, nu trebuie să fii atât de detaliat. Într-adevăr, dacă vrei să faci o perioadă de definire, dacă vrei să faci o perioadă de slăbire, acolo trebuie să fii o leacă mai precis, pentru că nu vrei să ai un deficit prea mare pentru a nu pierde masă musculară, exact cum am spus mai înainte, și în același timp vrei să
îți aproximezi cât de bine poți numărul de calorii pe care îl consumi zilnic. Bun, deci știi cam câte proteine să consumi, știi cam câte calorii să consumi, știi câte mese să ai zilnic. Acum, cum ar trebui să structurezi aceste mese? Recomandarea mea este să ai un mic dejun care este o leacă mai bogată în grăsimi și mai bogată în proteine, dar mai scăzut în carbohidrați. Asta nu numai că te va ajuta să-ți reglezi puțin indicele glicemic și felul în care insulina ta este liberată în corp. Însă foarte multe studii susțin că vei avea o minte mai ageră, vei avea un nivel de energie mai constant pe parcursul zilei dacă prima ta masă a zilei este una mai săracă în carbohidrați, chiar dacă sunt și ei complexi și mai bogată în grăsimi sănătoase și în proteine. După ce ai micul dejun, în funcție de perioada de timp pe care o ai, nu trebuie să mănânci imediat la 2-3 ore. Însă este bine să nu ai o perioadă mai lungă de 4 ore în care nu ți-ai alimentat corpul. Dar, de exemplu, dacă ai 4 mese pe zi și mănânci o dată la 4 ore, timp de 16 ore mănânci și 8 ore nu mănânci. Astfel vei oferi corpului tău undeva pe la 4 sinteze proteice pe zi, toate provenite din mesele pe care le ai. După micul dejun, mai ai încă două mese care sunt foarte, foarte importante. Prima masă este masa pe care o ai înainte de antrenament. Este foarte bine să alimentezi corpul înainte de antrenament, pentru că dacă e să mănânci undeva pe la 2 ore înainte de antrenament, mâncarea ta va începe să se digere și astfel vei avea deja un flux de aminoacizi, un flux de proteine în corpul tău când ești în timpul antrenamentului. Și astfel, imediat cum ai terminat antrenamentul, corpul tău are deja toți nutrienții de care are nevoie pentru a se reface și pentru a crește. De exemplu, o masă foarte bună pe care poți să o ai înaintea antrenamentului este una care e bogată în carbohidrați simpli, adică carbohidrați care au un indice glicemic puțin mai ridicat și se digeră și mai rapid. Vorbim de orez alb, vorbim de ceva rondele de orez, vorbim de ceva produse care sunt din făină, nu neapărat produse de patiserie, dar poți să consumi ceva pâine, poți să consumi o lipie. Și pe lângă asta să ai o sursă de proteină de calitate. Recomandarea mea este să nu te axezi doar pe o dietă clasică de culturism în care mănânci doar orez și piept de pui. Ai nevoie de mai multă diversitate, pentru că dacă ai diversitate în alimentația ta, în primul rând o să ai un stil de viață mai sănătos, mai multă energie și mai mulți nutrienți, dar în același timp nu o să ajungi să te plictisești de alimentele pe care le ai. Nu o să ajungi să urăști orezul, nu o să ajungi să urăști pieptul de pui. Efectiv, internetul este plin de rețete pe care le poți folosi. Am făcut și un ghid care se numește Eat to Grow. Sunt 40 de rețete care te ajută să pui masă musculară. Sunt rețete foarte, foarte gustoase, de la rețete bogate în proteine de pizza, shawarma sănătoasă, tăci de ovăz care are aromă de Snickers, clătite proteice, smoothie-uri care sunt foarte, foarte sănătoase și tot felul de metode prin care poți să adaugi atât aromă cât și nutrienți alimentației tale. Următoarea masă care este foarte importantă este masa pe care o ai după antrenament. Și în general vrei să fie masa după antrenament un fel de gustare. Este bine să ai o gustare cu o sursă de proteine care se absorbe foarte ușor și aici intervine acea pudră proteică de care ți-am spus la început, o pudră proteică din whey. Pudra proteică se descompune foarte ușor și oferă anumiți aminoacizi care sunt esențiali pentru sinteza proteică și pentru creștere în masă musculară, mai exact vorbind despre leucină. Leucina e care face parte dintr-un grup de aminoacizi BCA, aminoacizi catenă ramificată, nu trebuie să știi toate chestiile astea. Cert este că ai nevoie de o proteină pe care cel mai probabil o să o bei după antrenament împreună cu o sursă de carbohidrat simpli, fără grăsime. Deci, de exemplu, poate ai terminat antrenamentul și o masă foarte clasică pe care foarte multă lume o practică este un shake proteic făcut cu apă și o pudră proteică și o banană. Banana conține carbohidrat simpli, conține și ceva potasiu, se reglează nivelul de săruri din corp, îți dă puțină energie, îți reface nivelul de glicogen din mușchi și în același timp îi oferi toți nutrienții de care are nevoie mușchiului pentru a se reface și a crește. Da, deci ai micul dejun, care este o masă foarte importantă pentru că ea va determina felul în care ai energie pe parcursul zilei, ai masa de înainte antrenament care îți alimentează corpul și după aceea ai masa de după antrenament care îți oferă tot ceea ce ai nevoie pentru a te reface și a crește. Pe lângă masa asta, cel mai probabil o să mai ai un prânz și o cină. Da, deja ajungi undeva pe la 5 mese zilnice, dar ți-am spus, ideal ar fi să ai între 4 și 5 mese în funcție de programul tău zilnic. După cum vezi, lucrurile nu sunt atât de complicate pe cât ai crede, însă acesta este doar un schelet. După ce ai acest schelet, după ce ai această bază, sunt foarte, foarte mulți pași și foarte multe lucruri pe care le poți face pentru a-ți îmbunătăți alimentația și pentru a avea o alimentație care este sau care se pliază cât mai bine pe stilul tău de viață. Dacă vrei să vezi un model de plan alimentar, o să găsești articolul în care vorbesc despre toți acești pași pe site-ul meu, o să las un link în descrierea clipului de mai jos. De asemenea, dacă vrei un plan alimentar personalizat făcut după corpul și după nevoile tale, de asemenea o să las un link cu un formular de contact pe care poți să-l completezi. Însă, ca idee generală, cea mai bună regulă pe care o poți urma cu un plan alimentar se numește KISS. Keep it simple, stupid. Nu încerca să-ți complici foarte mult alimentația ta, nu încerca să devii excesiv de atent la ceea ce faci. Da? Dar în același timp nu te duci în cealaltă extremă în care te gândești cu cât mănânci mai mult, cu atât este mai bine. Trebuie să urmezi anumite principii, trebuie să urmezi anumite reguli de ghidaj
dar în același timp nu trebuie să-ți complici foarte mult existența. Pentru că cel mai probabil ești în același timp o persoană ocupată, cel mai probabil ai un job, poate ai o familie, poate ai și o viață socială și nu ar trebui să faci o obsesie din alimentația ta pentru sală. Ți-am spus, alimentația, mersul la sală, tot stilul acesta de viață sănătos trebuie să efectiv să fie o simbioză între stilul tău de viață actual și mersul la sală. Așa ajungi la rezultate pe termen lung, pentru că dacă nu ai această simbioză, dacă nu ai aceste două lucruri care efectiv se contopesc împreună, o să-ți fie foarte, foarte ușor să renunți. Poate nu mâine, poate nu poimâine, poate peste 30 de zile, poate peste 2 luni. Efectiv, la un moment dat, o să renunți și nu o să ajungi la rezultatele pe care le dorești. De-aia foarte multă lume se apucă de sală, vede un progres foarte bun la început, poate slăbește, poate pune masă musculară, au mai multă energie, sunt mai sănătoși, însă la un moment dat clachează și renunță. Și au o perioadă de 3, 6, 12 luni în care nu mai fac nimic și după aceea își dau seama că efectiv calitatea vieții lor a scăzut atât de drastic încât trebuie să facă ceva. Nu te lăsa să ajungi până în punctul acela. Cel mai bine e să faci pași mărunți pe o perioadă mai lungă de timp și astfel o să te bucuri de rezultate toată viața ta, nu doar 30 de zile. Sper că aceste sfaturi te vor ajuta. De asemenea, nu uitați să dai un like și subscribe pe canal, iar dacă ai vreo întrebare, lasă-o în secțiunea de comentarii de mai jos. Promit că voi răspunde tuturor mesajelor pe care le primesc. Te salut, până data viitoare, eu am fost Andrei Marius.